Da, scuzați-mă, domnule. Ce s-a Da, întâmplat? ce se întâmplă? Sunt la procuratura Căhul, chiar sunt indignată. Deci astăzi au primit o plângere de-a mea pe faptul că contestația depusă de către avocatul meu la 5 septembrie 2024 încă nu este trimisă la judecătoria Căhul. 5 septembrie și 18 octombrie, opa, câte zile, o lună și ceva. 5 septembrie. Și am venit să mă descurc, adică să vedem, poate admitem, au depus o, au comis o greșeală, o eroare. Ce au făcut? Omul de la pază cheamă Berctu și vine. Lui nu-i place că eu îl filmez pe dânsul. Și eu îl întreb, pentru ce ați apăsat? Pentru că eu nu am trecut de bară. De barieră nu am trecut. Dar cine-i Bercuto? E o firmă de pază privată? Adică de la pază cineva a venit, i-am zis eu, Bercut, da, adică de la pază. Știți, eu m-am simțit intimidată pentru faptul că a venit cetățeanul, benzină s-a consumat, am fotografiat numărul mașinii, pentru ce? Pentru că eu caut să rezolv o problemă sau să caut, le arăt că zgură cască. Da, ai aflat Și ce de... s-a întâmplat, de ce a întârziat atâta? Păi nu știu, și astăzi am depus, acum și o să vedem, am depus astăzi plângerea. Dar ea, până la amiază, mi-a oferit. Deși v-am întrebat, doamna Tamara, în situație și iată vă dăm un răspuns prin care se confirmă că contestația doamnei avocat cu materialul cu tare s-a dus la judecătorie. Eu cu materialul ăsta mă duc la, cu răspunsul de la procuratură, mă duc la judecătorie. La judecătorie caut în bază de date, nu este așa ceva. Evident, indignată, vine înapoi la ora 2 și vreo jumătate, zic să vină cineva de la cancelare. Omul de la pază spune, fata și ei nu vrea să vină. Am sunat la Procuratura Generală. De la Procuratura Generală îmi spune să vină procurorul de serviciu. Eu am solicitat să vină procurorul de serviciu. Și acum iar îmi vine cineva cu ștampila la mână. Dimineață, cine mi-a pus mie ștampilă? Dar de unde e numărul la... Dar unde... Deci eu am depus dimineața o plângere până la amiază și nu are număr de intrare. Vă rog să ne aplicați număr de intrare. Absolut nimic nu vreau. De ce nu a venit? Uitați-vă cum vin ștampila jos, le se usucă cerneala de pe ștampire, că e păcat să te duci acolo să-i vezi cum beau ceai și o fi ce potari vitale de câte ori l-am prins bând cafea prin birou cu, cu procurorii și cam de când eu am trecut încolo și de atunci au pus turnichetul. Suntem o mână Încă de dacă ar fi numai cetățeni. cu procurori, dar ei au acolo și justițiabili și mafie și tot ce vrei, de asta nu vor să intre oamenii acolo, că se află, mai sunt unii cu camere, mai filmează, mai transmit în direct. Asta așa am făcut mai înainte când am prins un procuror care fuma în direct, stimate domni. Din acest motiv ei fac. Doamne, că eu am zis atâtea suntem, atâția cetățeni, vă cât română de lume suntem, de oameni suntem în țărișoara asta și ei în loc să ne ajute pe noi, ne pun diferite piedici, diferite turnichete, să nu-i deranjez. Când eu am mers la un procuror care m-a chemat pe mine și mi-au permis, mă duc eu până la procurorul care m-a chemat să-mi fac cunoștință cu... Nu mai dar pe caz. Alta era la ușa ei deschisă, o procuroară era la altă procuroară care stăteau trei procurori în cabinet, cel la picior, picior, și mâncau măr și povesteau ce au făcut ei cu razi de luni. Cum au petrecut weekendul. Eu vă spun că în altă parte n-am văzut, dar la Cahul ce am văzut eu, e strigător la cer. Sunt indignată, de ce că vă zic, acel act din 5 septembrie și astăzi este 18 octombrie, că am greșit când tot și până la urmă, s-a coborât procurorul de serviciu și a intrat în esență. Dar trebuia eu să pierd consum atâția neri ca să vin să le demonstrez? Nu era oare mai ușor să implice și unul și altul? Eu așa cred că atunci când cetățeanul vine,
Ei sunt la slujba cetățenilor, să vină să ajute cetățeanul, măcar cu un cuvânt. Eu nu i-am cerut ștampila, nu i-am cerut imediat răspunsul. Pare rău. Din acest motiv, voi vota de 3 ori cu da pentru parcursul european, pentru schimbările care le așteptăm cu drag, dar ce schimbări dacă vă zic că ei aici sunt încuibați, cu ceaine și de băut cafea, de vorbit, ei nimeni nu-i verifică. Știu că e greu lucru, nu-i, adică au descris, dar deja am prins firul cum cât de bine ei execută plângerile, examinează plângerile cetățenilor în ghilimele. Din 5 septembrie, din 5 septembrie până data de 18 octombrie, nu se știe ce cu... Și el s-a dus acum, abia acum să-i pună numărul la... Deci eu știu că și la primărie când mă duc, se registrează plângerea mea sau cererea mea, spre exemplu, cererea. Se indică data și numărul cererii. Așa se procedează cu toți cetățenii. Dar la procuratură nu, că ei au mult de lucru. Sunt 3 persoane în cancelarie. Ei erau greu să vină cu ștampila dimineață, când au venit până la ora 11, când au venit și cu catalogul cel de registru și ala de registrare a actelor. Eu zic, de dimineață am zis, puneți în număr de intrare. După ce avizează procurorul. Păi da, eu scris la procuratură, am nu eu, dar avocata a scris, vă dați seama. Păi dezastru, credeți-mă. Chiar dacă un cetățean scria, trebuie înregistrat orice demers și după aceea îl triez și decizi dacă e da. Conform legii sau nu, dai curs sau nu, începi urmărire penală sau nu, nu întâi triez și după aceea înregistrez. Asta înseamnă că există risc de îngrădire a accesului la justiție. Stați, vedeți, e scris doar data. Și acum aștept să facă numărătoarea pe catalog și să vină să ne pună numărul. Publicați, vă rog, că e deja... De mult n-am fost pe la procuratură, dar astăzi m-au răzghit. Și asta care e procuratura raională, da? Da, dar știți ce m-a indignat? A venit paza de stat. Paza de stat pentru că un cetățean solicită să-i fie acordat atenție. Nu am venit să-i stric lucrul, am venit să corectez lucrul ei pe care l-a greșit. Dar trebuie amendat sau pedepsit disciplinar paznicul ăsta care a chemat paza de stat pentru o astfel de situație. Și culmea, cel care este responsabil sau director, adică mă cunoaște și suna doamna Tamara, dacă eu n-am trecut, puteți vedeți că vă uitați și acum poate mă vede pe mine. Și acum să vină altul. Încătărămat cu vestă și cu toate cele. Publicați, publicați că nu-i de glumă.